O emisiune sponsorizată de George. George, primul banking inteligent pentru un business inteligent. Bun găsit, sunt Constantin Paraschiv și împreună vedem cum arată drumul de la o idee la o afacere de succes. Astăzi îl cunoaștem pe Vlad, un tânăr care transformă lecțiile de not într-o joacă pentru copii. Salut, eu sunt Vlad și am transformat dragostea pentru apă într-o afacere. Datorită mie, părinții sunt liniștiți când merg la mare cu copiii. 2, 3 și... Salut, Vlad! Salutare, Constantin! Ce faci? Mă bucur că ai venit! Excelent! Uite, mă gândeam să stăm de vorbă, să vedem cum se desfășoară lucrurile în afacerea ta. Da, mai aștept să-ți povestesc. Te rog! Hai! Hai! Ce ai ales acest domeniu și de ce ai început această afacere? Piscina e locul meu de baștină, ca să spun așa. Am crescut în bazin. Eu am mers la bazin prima dată la 4 ani. Am făcut în not până la 17 și de la 19 ani am început să fiu și instructor de not. Cam aici s-au terminat lucrurile, pentru că de la 19 ani până acum viața s-a schimbat de la cer la pământ. Am început să intru în, să văd notul, nu ca pe un stil de viață și mai degrabă ca pe un job. Și atunci mi-am dat seama că lucrurile, dacă le faci cu profesionalism, reușești să ai de fapt succes sau să ai rezultate în activitatea pe care o faci. Era notul la mine. În câțiva pași, cum ai pus afacerea aceasta pe picioare? Am vândut o motocicletă, am cheltuit din bani și când mi-am dat seama că se termină, am zis că bă, trebuie să fac ceva cu banii ăștia. Și am început o școală de not. Prima dată am muncit pentru business, de fapt am muncit la business, nu am muncit în interiorul lui. Am luat un om, am angajat un om care el făcea practic cursurile, eu îi făceam training lui și mă ocupam să-i aduc clienți. Timp de 9 luni, business-ul a mers așa, cu un singur om. Până când mi-am luat inima în dinți, mi-am dat și o demisia din jobul meu pe care l-aveam și m-am implicat efectiv în afacere. Atunci a crescut și echipa, tot business-ul s-a dus în față. Era nevoie de pasul ăsta. Acum sunt sigur că ai întâmpinat foarte multe provocări în călătoria ta de antreprenor. Spune-ne, te rog, una și cum ai rezolvat-o? Afacerea e destul de tânără, are un an și aproape jumătate, deci n-am întâmpinat foarte multe dificultăți, însă de fiecare dată când primești o piedică și nu neapărat o barieră, trebuie să cauți alternative. Pentru mine întotdeauna a funcționat să ai relații cu oamenii, cum s-a întâmplat de curând, unde aveam nevoie să filmez niște lucruri, aveam nevoie să produc anumite lucruri și nu am putut să fac în locația în care activăm noi. A trebuit să sun un prieten care a știut pe cineva care m-a pus în legătură și așa am reușit să obțin accesul într-un loc în care nu doar că era mai bun, ci și m-a ajutat să-mi rezolv mie situația. Deci pentru mine să cunoști oamenii, networking-ul a fost esențial în rezolvarea situațiilor. Dacă te-ai aflat față în față cu un mentor relevant pentru afacerea ta, cam care ar fi întrebarea pe care ai adresat-o? Încă nu știu care sunt obiectivele pe care trebuie să mi le pun eu pentru mine. Și în special pentru că știu foarte bine ceea ce predau, cursurile de not, eu și echipa mea, dar nu știu cum să cresc o afacere, să ajung în fața mai multor oameni. Și cred că asta ar fi de fapt întrebarea, la ce să mă uit, ce să fac prima dată ca să creez awareness-ul ăsta pentru oameni.
Vlad va găsi răspunsuri la conferința Permis de Antreprenor. Este locul în care oameni de afaceri cu experiență devin mentor pentru tineri aflați la început de drum în business. Doamna Mihaela Tudor. Mihaela Tudor este o antreprenoare cu o vastă expertiză în tehnologie, PR și media, având peste 18 ani de experiență internațională și 3 companii fondate de la zero. Bună seara, numele meu este Vlad Prioteasa, eu am o școală de not, cu specializată pe copiii de până în 12 ani cu frică de apă. Ce facem? Noi facem cursuri de not pentru acești copii și ajutăm să fie safe și să se bucure de experiența piscinei. Întrebarea mea e pentru doamna Mihaela Tudor. Când creez o campanie de marketing sau când mă gândesc la marketing per total, care sunt obiectivele sau cum îmi setez corect obiectivele ca să fiu sigur că nu muncesc sau nu pedalez în gol? Este foarte important să avem o campanie continuă și când există un obiectiv pe termen scurt sau mediu, să venim cu o altă campanie care să susțină obiectivul pe termen lung. De ce? Simplu. Păi ai nevoie de celebru awareness, da? Acea conștientizare, lumea să înțeleagă, să rețină, să cunoască cât de cât brandul. După aceea, zona asta de engagement, în care crești engagementul și îți aduci cât mai mulți oameni interesați din zona de public țintă pe care ai aproape de tine, să interacționeze, da? Să poți să ajungi să-ți construiești un brand. Și ai acea parte adesea neglijată după ce ajungi să ai ceva interacțiuni, să ai un anumit nivel de conștientizare, de a crea o comunitate din acei oameni. Eu spun o chestie foarte tare pe care am auzit-o într-o delegație oficială la Ministerul Economiei din Dubai și care mi-a rămas în minte de atunci și o tot propag peste tot unde mă duc. Mă întreabă secretarul de stat: care este visul tău? Și încep eu să spun, da. Și la care el: atât? Păi zic, stai frate, că visul meu e măreț, cum adică atât? Adică ce vrea să spună omul ăsta? Că eu visez să domin, să fac, să cresc, să devin internațional. Nu, care este visul tău? Gândește-te așa, peste 50 de ani. Deja îmi făceam calculul, știi câți ani am, plus 50 de ani, băi, cam complicat. Da, da, cam complicat. E, de ce are sens această întrebare? Exact cu acești 50 de ani. Pentru că ei cred într-un business care să dăinuie și după ce persoana respectivă iese din businessul respectiv, care în România e un lucru mai rar, na? Work in progress, da? Doi, dacă tu știi fix acea imagine perfectă peste 50 de ani din viața ta, în care tu te simți cel mai împlinit, atunci detaliat trebuie să înțelegi și resursele de care ai nevoie ca să ajungi acolo și cu această claritate să-ți faci un plan care să facă sens să te ducă peste acei 50 de ani și să lași în urma ta o moștenire, că despre asta e vorba, știi? Și înțelegând filozofia, reconfigurare traseu, nene. Am stat și m-am gândit și mi-am făcut alt plan. Sper că ți-am răspuns la întrebare. Ce crezi că vei implementa la tine în afacere? Informația cu cei 50 de ani, adică cum vezi business-ul peste 50 de ani, ceea ce e o distanță de timp atât de mare, e greu de imaginat. Asta e primul lucru pe care o să-l implementez și al doilea am văzut cum doamna Mihaela Tudor explica pașii în care un om ajunge din stadiul de awareness, de aude de tine, în punctul de, în care este brand ambassador. Și întrebarea pentru mine când plec de aici este: cum fac eu oamenii pe care i-am, clienții mei și oamenii care ne aleg, să devină astfel de brand ambasadori?
faceți, ladies? Bine, ce faci? Bine fac. Mergem acum să o cunoaștem mai bine pe Mihaela. Ne va spune ce alte sfaturi are pentru Vlad și ce provocări a avut ea în antreprenoriat. Cam care ar fi o secvență de lucru pentru el în zona de marketing, astfel încât să-și realizeze obiectivele? Vlad, fiind la început de drum și vrând să-și deschidă o nouă locație pentru a-și atrage mai mulți clienți și pentru ca business-ul lui să se desfășoare și mai bine și mai repede, ar trebui, din punctul meu de vedere, să se focuseze pe marketingul de nișă. Eu i-am recomandat, dacă tot focusul este pe noua locație, să facă ceea ce numim noi specialiștii marketing de proximitate. Și să se gândească la niște tactici creative, cu un buget redus, prin care el poate să atragă atenția, în primul rând, celor din publicul țintă, dar în același timp să și construiască un pic de credibilitate. Pentru că degeaba suntem vizibili, degeaba ajungem cu informația la publicul nostru țintă, dacă nu suntem credibili, dacă nu le oferim o oarește încredere că merită să vină la noi și nu la alții. Și am stat un pic pe gânduri și i-am zis, zic, știi, există un dispozitiv care arată ca o bicicletă multiplicată, care este creat special pentru zona de advertising și care se plimbă prin oraș, atrăgând foarte multă atenție, pentru că este ceva neobișnuit și întotdeauna are un brand în spate și niște mesaje destul de haioase care atrag atenția. Zic, cum ar fi să contractezi acest dispozitiv, care chiar efectiv nu știu cum se numește, și să îl aduci în zona care te interesează pe tine, oferindu-le oamenilor o ședință gratuită, o ședință de test, ca să atragi atenția cu brandul tău, cu niște mesaje care fac sens pentru oamenii în publicul țintă, în același timp să le și construiești pe termen lung intenția, dorința de a avea încredere în tine prin aceste ședințe gratuite, ședințe de test, prin care ei își pot da seama dacă merită cu adevărat pentru ei să își aducă copiii fiind întotdeauna un subiect mai delicat, la tine, la bazin, să învețe să nuate. Îți aduce aminte de prima ta campanie de marketing și cum ai setat-o? Cum arăta prima ta campanie? Am început fix cu ceea ce știam eu foarte bine să fac, și anume să vorbesc la TV. Și am vorbit la TV încercând, și acum fac asta, tot timpul să împărtășesc din experiența mea, să informez oamenii să facă alegeri mai înțelepte. Și într-un timp foarte scurt, deși nu toată lumea cunoștea de schimbarea de carieră pe care o făcusem, au început să mă contacteze oameni din comunitatea mea care aveau și ei nevoie de servicii de comunicare și promovare. Povestește-ne un moment dificil și cum l-ai depășit. O să vă povestesc unul din cele mai grele lucruri pe care eu, ca și conducător de business, trebuie să-l fac, și anume să dau afară oameni. Primul om care cu adevărat conta în business, adică nu era cineva care abia venise și a demonstrat că nu suntem compatibili. Pe primul om pe care l-am dat afară și care era de ceva timp în business și mi-am dat seama că nu funcționează și că mai rău facem dacă rămânem în această relație de business, înainte să fac acest pas, aproape că n-am dormit 6 luni. Deci mi-au trebuit 6 luni ca să mă pregătesc să am acea discuție prin care să încheiem relația comercială. Antreprenor te naști sau devii? Sunt printre cei care consideră că antreprenor te naști și că inevitabil
la un punct al vieții tale, chiar dacă ai fost sau nu angajat, vei ajunge să-ți îndeplinești menirea. Acestea au fost poveștile noastre de astăzi. Ne revedem data viitoare cu alte idei transformate în afaceri de succes. Ați urmărit Permis de Antreprenor, emisiune sponsorizată de George.